Aș dori să citesc un cuvânt din Cartea Apocalipsei, capitolul 22. Am să citesc tot capitolul dintr-un motiv pe care am să-l explic ulterior, dar cred că este important să citesc întregul capitol, Apocalipsa 22, de la versetul 1. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșa din scaunul de domnie a lui Dumnezeu și al mielului. În mijlocul pieței cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea. Robii lui îi vor sluji. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Și vor împărăți în vecii vecilor. Și îngerul mi-a zis, aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Și Domnul Dumnezeul Duhurilor Prorocilor a trimis pe îngerul său să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și iată eu vin curând, ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta, eu sunt în împreună slujitor cu tine și cu frații tăi prorocii și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. închină lui Dumnezeu. Apoi mi-a zis să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe, cine este întinat să se întineze și mai departe, cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Iată eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigași, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește minciuna. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Și Duhul și Mireasa zic, vino, și cine aude să zică, vino, și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Mărturisesc oricui aude cuvintele, prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta și dacă scoate cineva din cuvintele cărții acestei prorocii va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta cel ce adeverește aceste lucruri zice da eu vin curând amin vino Doamne Iisuse harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi cu toți amin Domnul să binecuvânteze, propovăduirea, ascultarea și împlinirea Cuvântului Sfânt în viețile noastre, amin. Vă invit să reocupați locurile. Cum îmi spunea și fratele Pastor Grigore mai devreme, și cântările pe care le-ați cântat în această seară, în mare parte s-au referit la revenirea Domnului și îndemnurile pe care le-am ascultat au avut uh, o conexie cu uh, acest subiect. Uh, de aceea cred că este important și e de la Domnul ca în seara aceasta să vorbim puțin despre ultima pagină a scripturii, Apocalipsa, capitolul 22. Eu cred că tot cuvântul lui Dumnezeu este inspirat și că oricare dintre cuvintele lui Dumnezeu are un rod pentru mântuirea oamenilor, nu se întoarce fără rod. Cred că oricare pagină din scripturi ar fi desprinsă și aruncată undeva cineva să o găsească și să n-aibă nimic altceva din Biblie, să citească doar pagina aceea cumva, cumva l-ar conduce spre Dumnezeu. Știți că de aproape este Dumnezeu de noi? Foarte aproape. Cuvântul Domnului, de fapt în predica apostolului Pavel în Areopag, spune că oamenii îl pot găsi bâșbâind. Ce înseamnă bâșbâind? Dacă s-ar stinge lumina aici și n-aveți geamuri, n-aveți niciun fel de sursă de lumină naturală, ar fi beznă. Și normal că ne-ar fi frică să ne tot ducem într-o parte și în alta. Și atunci ce am face? Am dat cu mâinile în toate părțile, am încercat să ne pipăim calea către ieșire. Cuvântul lui Dumnezeu spune că lumea este într-un întuneric gros, pentru că nu l-au pe Dumnezeu. Dar, bâșbâind, întinzând mâinile într-o parte și în alta, Oamenii au șanse să-l găsească pe Dumnezeu pentru că Biblia spune că Dumnezeu nu este departe de niciunul dintre noi. Cu atât mai mult, ultima pagină a Scripturii are în sine un rezumat al întregului plan pentru mântuirea oamenilor și mai ales pentru vremurile din urmă. Un studiu al ultimei pagini din Scripturi ne va spune tot ceea ce trebuie să știm despre cum să trăim și cum să așteptăm revenirea Domnului. Înainte însă de a prezenta aceste lucruri, este aici o expresie, un imperativ, o proclamare a Domnului Isus Hristos, care se repetă de trei ori și care pe mulți i-a pus în dificultate de-a lungul generațiilor. Pentru că în fiecare generație predicatorii au trebuit să predice despre cuvintele acestea, sunt ale Domnului Isus Hristos. În versetul 7, în versetul 12 și în versetul 20, Domnul spune, Eu vin curând. Curând în sensul de repede sau imediat. Când eram în România, dacă mergeam la un magazin, acolo nu erau mai mulți vânzători în magazin, și dacă vânzătorul trebuia să plece pentru câteva minute, ca oamenii să știe că nu e închis și să aștepte un pic, scria un bilet și îl punea în geam. Vin imediat. Nu plecai nicăieri, că știi că asta înseamnă 5-10 minute, se întoarce omul și îți cumperi ce ai nevoie când Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer, uh, ucenicii au rămas cu privirile pironite în sus, probabil ei au înțeles revenirea Domnului uh, într-un sens, cum am putea și noi să înțelegem această expresie, iată eu vin curând, se întoarce imediat. Și vă aduc aminte că îngerul li s-a arătat și le-a spus, bărbați galileeni, pentru ce vă uitați sau stați cu privirile pironite în sus? Acum e normal să fi rămas cu privirile pironite în sus, că nu în fiecare zi vezi pe cineva înălțându-se încetul cu încetul și dispărând în nori, fără niciun vehicul, fără niciun alt mijloc de transport. Dar, le spune, acest Iisus pe care l-ați văzut înălțându-se la cer, va veni înapoi așa cum l-ați văzut, plecând. Dar ei trebuiau să meargă în Ierusalim și să aștepte făgăduința, să aștepte botezul cu Duhul Sfânt. Domnul nu s-ar fi întors imediat, în sensul pe care îl înțelegeau ei, nu s-ar fi întors nici în noaptea următoare, nici a doua zi, nici peste trei zile, nici peste nouă zile, și când Duhul Sfânt s-a pogorât în ziua cinzecimii, la zece zile după înălțare, porunca a fost, acum duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Revenirea Domnului are în sine conceptul acesta al iminenței, pentru că viața noastră se poate sfârși oricând și pentru noi revenirea Domnului este atunci. Dar între înălțarea Domnului Isus Hristos și revenirea Domnului în sensul răpirii Bisericii, există jaloane profetice care trebuie împlinite înainte de revenirea Domnului. Nu înseamnă să nu le observăm, nu înseamnă să nu le studiem, nu înseamnă să nu le cunoaștem. Dar prioritatea noastră nu este încă aceea de a privi în sus și de a împlini mandatul pe care Dumnezeu ni l-a încredințat. Și voi spune câteva lucruri despre asta în cadrul prezentării acestei expresii, iată eu vin curând, în înțelesul pe care îl are pentru viețile noastre. Domnul Isus n-a exagerat, nu ne-a dus cu zăhărelul din generație în generație, vin, 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 vin și nu mai vine. Vă aduc aminte că în Petru spune că sunt mulți batjocoritori plini de tot felul de jocuri, care pun întrebarea unde este revenirea Domnului, unde este promisiunea, că de când au adormit părinții noștri lucrurile rămân la fel și se fac că nu înțeleg și nu știu despre potop și că a existat o răbdare a lui Dumnezeu în împlinirea făgăduințelor, dar și avertismentelor sale, și spune uh, Petru, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare și dorește ca niciunul să nu piară, ce să se pocăiască. Doamne ajută-ne! Acum, uh, iată eu vin curând sau vin repede, trebuie să aibă o explicație, și vom vedea care sunt explicațiile, pentru că Domnul Iisus Hristos are proprietatea cuvintelor. El e Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune că niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este rostit și să nu se împlinească. Dumnezeu știe toate lucrurile dinainte. Haideți să ne uităm puțin la expresia aceasta și să o înțelegem corect. Există trei perspective ale cuvântul lui Domnului Iisus Hristos, a promisiunii lui, iată eu vin curând. Mai întâi este perspectiva providențială, adică de unde se uită Dumnezeu. Știți că și Moise spune și spune și Petru că la Dumnezeu o mie de ani sunt ca o zi și o zi ca o mie de ani. Ori când Dumnezeu spune vin imediat, și au trecut 2000 de ani de atunci, nu? Pentru el, 2000 de ani sunt ca două zile. Acum, Domnul Iisus Hristos n-a plecat ca vânzătorul de la magazin până după colț și se întoarce imediat. Biblia spune că a străbătut cerurile ca să ajungă până la noi. Mai și promite că ne pregătește un loc ca acolo unde este El să fim și noi. Uh, de unde vede Dumnezeu lucrurile, de unde suntem noi, 2000 de ani sunt o cifră enormă. Dar de unde se uită Dumnezeu, e nimic ca toată. Și Domnul Iisus Hristos rostește cuvintele acestea, fiind Dumnezeu. Or, dacă a spus, vin curând. Și au trecut 2000 de ani, din punctul lui de vedere, ca Dumnezeu, știți că el n-a stat bătând din picior și plictisându-se așteptând să treacă 2000 de ani. Pentru el e ca și când ar fi trecut două zile la noi. Adică foarte puțin. Acum, cineva ar spune eu nu sunt Dumnezeu și el, făgăduința asta, mi-a făcut-o mie. Eu cum să înțeleg ăștia 2000 de ani de când Domnul tot zice că vine și vine curând? A doua perspectivă este perspectiva personală. Și aici, dacă ne plângem că de 2000 de ani Domnul n-a venit, suntem lipsiți de onestitate intelectuală. Și am să vă spun de ce. Care dintre dumneavoastră a purtat povara acestor 2000 de ani în spatele lui? Îți spun, dar nu mai vine Domnul, dar îl da, da, așteptăm de. Do Cine l-a așteptat 2000 de ani pe Domnul Isus Hristos? Din perspectiva personală, noi nu l-am așteptat decât de când ne-am născut. Poate că mai adăugăm câțiva ani, că nu știu, și dacă v-ați născut în familii de credincioși, când oți fi auzit prima dată că Domnul vine curând. Mai adăugăm câțiva ani când ați înțeles cuvântul lui Dumnezeu și conotațiile escatologice ale acestei promisiuni. Pe urmă și pocăiți fiind, hai să fim sinceri, câte zile ne-am consumat și ne-am topit gândindu-ne de dimineață până seara la revenirea Domnului. Mai ne aducem aminte când mai predică frații pe aici, mai ce vine Domnul. Dar nu suntem obsedați de gândul ăsta ca să spunem, povara celor 2000 de ani, de când tot a promis și nu mai vine, ne apasă greu. Nu te apasă. Bine ar fi. Da? Până la urmă, hai să judecăm viața noastră. Trăim 70-80 de ani, spunea uh, Moise, în Salmul 90. Și Biblia. Compară viața noastră de 70-80 de ani cu un sunet, cu un abur care ar pare puțin tel și piere. Moise spunea, trece iute, adică repede și noi, zbură. zice că zbură. Știți că zborul este cel mai rapid mod de transport. Viața ta trece ca un sunet, trece ca un abur. Zboară. De fapt, în psalmul 90, toată viața ta este concentrată într-o zi care are o dimineață și are o seară. Un apus. O iarbă care ar răsare și pe urmă este tăiată. Din perspectiva personală, n-avem dreptul să ne uităm la acești 2000 de ani și să ne purtăm de parcă ne-ar fi apăsat pe noi povara lor. Din punctul de vedere al vieții tale, când va veni Domnul, când va veni Domnul, din perspectiva ta, vine curând. Că dacă între naștere și moarte viața omului trece repede, în generația ta, promisiunea, iată eu vin curând, se împlinește repede. Și am să spun de ce se împlinește repede. Pentru că, de exemplu, Ioan, care a scris Apocalipsa și a fost cel mai aproape de cuvintele acestea, el e primul care le-a auzit, că le-a auzit direct de la Domnul Isus, el a murit în urmă cu aproximativ peste 1900 de ani. Apostolii ceilalți au murit chiar mai devreme decât el. Nici ei nu poartă povara aceste așteptări și nici unul dintre credincioșii născuți din nou, care au trăit pe pământ în acești 2000 de ani, din momentul morții n-au purtat pe umerii lor această povară. Vă aduc aminte ce spune Pavel, și poate chiar ar fi bine să citesc cuvintele, când îi vorbește lui Timotei și și-a rămas bun de la el. Ascultați ce spune de la versetul 6 din 2 Timotei 4, 2 Timotei 4 cu 6. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jerfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Știți că există două clipe despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Clipa plecării și clipa răpirii la o clipeală din ochi. Este o clipă a plecării din viața aceasta și o clipă a răpirii. Adică e un instantaneu. Este ceva care se întâmplă instantaneu. Și spune el așa. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum, când a murit Pavel, de atunci, au trecut peste 1900 de ani. De acum, ce se mai întâmplă pentru Pavel? Pavel nu mai predică, Pavel nu mai cântă, știți că Pavel a și cântat, a cântat în închisoare împreună cu Sila, Pavel a fost și cântăreț și predicator, Pavel nu mai umblă propovăduind Evanghelia în toată lumea. Ce face Pavel? Spune, de acum mă așteaptă cu luna neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Cu alte cuvinte, între clipa plecării lui Pavel și clipeala din ochi a răpirii, destinul lui este determinat, este pecetuit. El are parte de cununa vieții. Acum nu știu cum trece timpul pentru cei care pleacă la Domnul și sunt adormiți în Domnul. Dar se pare că nefiind în spațiul acesta uman unde timpul trece cu secundele, cu minutele, cu orele, cu zilele, cu săptămânile, cu lunile, cu anii, cu zecile de ani, ei plecând la Domnul în dimensiunea lui Dumnezeu, timpul lor trece cum trece timpul pentru Dumnezeu și mă gândesc că poate au intrat într-o dimensiune în care nici nu este timp. E foarte posibil că atunci când se taie firul din partea asta, să se conecteze direct la răpirea bisericii. Nu știm. Dar vă garantez că Apostolul Pavel, care a scris aceste cuvinte, nu bate darabana pe o masă de 1900 de ani spunând, dar nu mai vine odată. Nu. No. Nu. No. Iată eu vin curând. De unde se uită Dumnezeu, e repede. Două zile, ta două zile. De unde privim noi, e repede. Că viața trece foarte repede. Vă uitați de multe ori la fotografii și nu vă vine să credeți. Nu știu dacă și pentru dumneavoastră. Dar pentru mine unul dintre cei mai mari dușmani a devenit oglinda. Nu-mi vine să cred. Trecem. Zburăm. Îi spune multe ori soției: Am senzația de multe ori că ne-am căsătorit ne-am dus la culcare și când ne-am trezit dimineața, ne-am trezit cu fetele crescute, măritate, nepoți și așa mai departe. Parcă, parcă nu știu când a trecut timpul. Nu vi se pare și dumneavoastră la fel? Și dacă n-am fost chiar așa de obsedați de ideea, iată eu vin curând și nu ne-am gândit toată ziua bună ziua la lucrul ăsta, n-avem voie să ne plângem că întârzie. însă aș vrea să vă spun că există o perspectivă profetică a acestei promisiuni. Să știți că Dumnezeu are un ceas escatologic. Escatologia este disciplina teologică care se referă la vremea sfârșitului, la revenirea Domnului și răpirea bisericii fiind în centrul uh, acestui concept al revenirii Domnului. Israel pentru că Israel este semnul bisericii. În Matei 24 ni se vorbește despre două semne, semnul care apare pe cer și Israel ca semn escatologic pentru biserică. În cartea profetului Daniel ni se spune că s-au hotărât 70 de săptămâni profetice escatologice pentru poporul Israel. Și ne sunt descrise, nu intru în amănunte, pentru că nu este subiectul nostru în seara aceasta, dar doar subțin, ne sunt descrise primele 69 de săptămâni. Cuvântul Domnului spune că ceea ce se întâmplă atunci este că unsul care este Domnul Iisus Hristos a fost stârpit și n-a avut nimic. Trebuie să fac paranteza aceasta. Atunci când Dumnezeu a dat, să știți că a dat tot. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cât a iubit Dumnezeu lumea. cât a dat pe singurul lui Fiu, Amin. pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dacă ați vrea să traducem în mod cantitativ Ioan 3 cu 16, ar suna cam așa. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat tot, pentru ca toți să aibă totul. Că dacă ai viața veșnică, ai totul. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. De-aia unsul a rămas fără nimic. Dragii mei, când Hristos a murit pe cruce, Dumnezeu s-a buzunărit și și-a dat buzunarele pe dos. A dat tot! Slavă lui! Lăudat să fie Domnul! Pentru noi! Atât de mult am prețuit noi în ochii lui Dumnezeu. În momentul în care Domnul Isus Hristos a murit și-a înviat și Evanghelia respinsă de poporul Israel a mers către neamuri, am intrat într-o nouă dispensațiune, blestemat. A fost mochinul, care de fapt îl reprezintă pe Israel. În anul 70, istoria lui Israel, ca frunze, s-a întrerupt pentru că există două stări, starea de frunze și starea de rod. Pentru că n-au adus roadele cuvenite, au fost blestemați să fie uscați și să nu mai aibă nici frunze, adică să nu mai fie nici stat. Și s-a întrerupt ceasul escatologic. Am intrat în era Harului. Poporul Israel a fost lepădat, dar nu pentru totdeauna. Pentru perioada aceasta când n-a mai existat ca stat pe harta lumii. În anul 1948, atunci când Israelul a revenit pe, pe harta lumii, a revenit un stat și a înfrunzit. Matei 24, probabil că e mai bine să citim. Versetul 32 de la smochin învățați pilda lui. Când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că fiul omului este aproape, este chiar la uși. Asta înseamnă acum chiar că vine. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Neamul acesta în sens de generația aceasta de oameni. În anul 70 s-a întrerupt ceasul escatologic pentru Israel. Și am avut era bisericii. Astăzi și mâine lucrez și în a treia zi vă voi da viață. În anul 1948 a pornit din nou ceasul escatologic pentru că Israel a redevenit smokin cu frunze, stat pe harta lumii. Și a început numărătoarea inversă până la 70-a săptămână. A 70-a săptămână, fiind tratatul de pace cu anticrist, judecata împotriva lui Iacov, judecata împotriva lumii, purificarea bisericii și tot ce se întâmplă în această săptămână. Observați o concomitență între Israel și biserică în primii ani ai bisericii și o concomitență între Israel și biserică în ultimii ani ai bisericii. Deci avem o suprapunere. Dacă ceasul escatologic a început să bată din nou și e un semn din anul 1948 și nu va trece această generație, nu va trece acest neam de oameni, Până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri, știți că în Scriptură generațiile sunt încadrate în secole, în veacuri de 100 de ani. Pentru că în interiorul unui veac de 100 de ani este viața unui om. Oamenii trăiesc 70-80 de ani, eh, mai trăiesc și până la 90 de ani, nu se stinge o generație decât în 90-95 de ani până într-o 100 de ani. În 2018 s-au împlinit 70 de ani. Noi nu știm ziua și ceasul, dar știm că suntem în partea a doua și spre sfârșitul acestui secol al numărătorii inverse. Frați și surori, noi suntem ultima generație noi suntem generația apocaliptică. Noi suntem generația care vede toate aceste lucruri, care vede împlinirea tuturor acestor lucruri. Noi suntem generația care vom plăti prețul de jertfă pentru credința noastră în mod global. Veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Noi suntem generația în care promisiunea, iată, eu vin curând, se va încheia cu realitatea și cu împlinirea acestei promisiuni. Pentru noi, Domnul, chiar vine curând, frați și surori. Nu știu cât de mult au fost preocupați credincioșii de-a lungul secolelor, să se apropie de Dumnezeu și să se pregătească. Probabil numai în împărăția lui Dumnezeu vom avea statistici despre numărul mântuiților din fiecare generație. Dar un lucru e sigur. Și în înțelegerea pe care o am a scripturilor, vi-l garantez. Nici o generație n-a fost mai aproape. Și n-ar trebui să fi fost mai preocupată de revenirea Domnului, de împlinirea evenimentelor apocaliptice, decât noi. Nicio altă generație n-a fost mai aproape de toate aceste lucruri decât noi. Suntem în mijlocul lor. Semnele pe care le vedem în involuția, că nu e evoluția societală, decăderea. Tehnologia. Toate lucrurile sunt la apogeu, la paroxism. Eu nu pot să-mi închipui ce ar mai putea să urmeze. Consider că istoria omenirii este pe ultima sută de metri. Oamenii nu pot deveni mai răi decât sunt astăzi. Semnele din Matei 24, scrise de Domnul Isus Hristos, s-au accelerat, s-au înghesuit, s înmulțit. Și cred că se întâmplă sub ochii noștri. E gata să se întâmple ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos, atunci veți fi urâți de toate neamurile, veți fi dați la moarte, atunci câți se vor lepăda de credință, câți vor cădea, mulți, și dragostea celor mai mulți se va răci. Procentajele lepădării de credință, a vânzării de frații și a îndepărtării de Dumnezeu în biserică, în creștinism, sunt îngrozitoare. Și noi deja le vedem în jurul nostru. Dumneavoastră trăiți într-o țară care încă se laudă că este creștină. America este încă cea mai creștină țară din lume. Procentajul de participare la serviciile divine este de în jur de 30%, poate și mai puțin, creștini care frecventează biserica în fiecare duminică. Și stă cel mai bine pe plan global. Cred că în Europa sunteți mult sub 10%. 8%, 8%, 8% nu? Frația. 8. 8. Ah. Deci că am avut dreptate fără să știu. Dumneavoastră vă dați seama ce creștinism în mijlocul la ce creștinism trăim. Când eu am ajuns în America în 87, aproape de 50% din populația Americii mergea în fiecare uh, duminică la biserică. Și un frate m-a întrebat, ce s-a întâmplat frate cu credincioșii? Zic, au intrat în pământ și au venit alții în locul lor care nu-L cunosc pe Dumnezeu credincioșii care mergeau în fiecare duminică la biserică au intrat în pământ. De la o generație la alta, vedem aceste schimbări în rău. Și când le vedem, și când toate profețiile prorocilor ale Domnului Isus Hristos se întâmplă sub ochii noștri, știți ce trebuie să facem? Să ne ridicăm privirile în sus ucenicilor li s-a spus, nu vă mai uitați în sus, mergeți în Ierusalim. Noi ni se spune, când veți vedea toate aceste lucruri, ridicați-vă privirile în sus. A venit vremea scumpă biserică să stăm cu privirile pironite despre cer. Și acum, așa cum am anticipat, rezumatul Principiilor referitoare la pregătirea noastră, la starea noastră, la înțelegerea planului de mântuire pentru viața noastră în anticiparea revenirii Domnului Isus Hristos. În Apocalipsa 22. Găsim mai multe cupluri decât doi, fie în contrast, fie în colaborare, dar care în pereche. Ne explic aceste principii majore ale planului de mântuire și a planului de mântuire cu privire la pregătirea noastră în vederea revenirii Domnului Isus Hristos. Mai întâi, două chemări. Două chemări. În versetul 17, deci Apocalipsa 22 cu 17, spune așa și Duhul și Mireasa zic vino. Și cine aude să zică vino. Și celui ce este sete să vină. Cine vrea să ia apa vieții fără plată. Noi ne uităm la pasajul acesta și ni se pare că este chemarea bisericii care se adresează Domnului și spune, vină Doamne Iisuse, că așa citeam mai jos în versetul 20. Vină Doamne Iisuse. Aici, de fapt, sunt două chemări, nu e una. Duhul și Mireasa zic vino, e o chemare. Dar, pe urmă, spune și cine aude, să zică vino și acum cine vine? Cel căruia este sete, ca să ia apa vieții fără plată. Există o verticală a acestei chemări și o orizontală a acestei chemări. Vino, Doamne Iisus, este chemarea noastră, dorința noastră de a-L aștepta pe Domnul Iisus Hristos, de a veni Domnul Iisus Hristos. Dar pe orizontală, până vine Domnul Iisus Hristos, noi trebuie să adresăm chemarea vino oamenilor nemântuiți. Și îmi permit să vă spun cu tot curajul că atunci când ne ridicăm privirile spre cer, și zicem, vino Doamne Iisuse. Chemarea aceasta nu valorează doi bani. Dacă între timp noi nu ne chemăm vecinii, colegii, prietenii, cunoscuții, oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, la mântuire. Știți de ce? Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Roman, capitolul 11, versetul 25. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire, Israelul este împietrit, care va ține până când? Când se despietrește Israelul? Când îl primește Israelul pe Domnul? Când se întoarce Harul la Israel? Până va intra numărul de plin al neamurilor. Care este numărul de? Ce înseamnă număr de plin? Nu știu cât este. Poate să fie 100 de milioane, poate să fie un miliard, poate, să, nu, nu știu. Dar există un număr complet la care nu se mai poate adăuga nimic. În ziua în care ultimul om dintre neamuri e mântuit și se împlinește numărul, s-a terminat. Iată de ce apostolul Petru spunea, deci fiindcă toate aceste lucruri au să se întâmple, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, că Domnul poate să întârzie, datorită faptului că noi nu suntem pregătiți. El are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind. Noi nu îl grăbim pe Dumnezeu uitându-ne spre cer și zicând, vino Doamne Iisuse. Nu. Domnul nu se lasă impresionat de chemarea noastră, vino Doamne Iisuse și hai să mă ducă, mă cheamă ăștia. Nu. Trebuie să predicăm Evanghelia și să aducem oameni la mântuire. Albi, negri, galbeni, roșii, de toate felurile, că în cer au loc toți. Care vorbesc românește, care vorbesc franțuzește, care vorbesc englezește, care vorbesc orice. Ce mi se pare interesant în Matei 24, este că după ce sunt enumerate toate semnele revenirii Domnului, spune Evanghelia aceasta împărăției, va fi propovăduită în toată lumea, zice, atunci va veni sfârșitul. Sunt două chemări. Vino, Doamne Iisuse, și vino la mântuire este de fapt o a chemărilor, a imperativelor Domnului Iisus Hristos. Să știți că Domnul Iisus Hristos rostește două imperative. Primul este veniți și al doilea duceți-vă. Veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă pentru sufletele voastre și apoi duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, iar cine nu va crede va fi osândit. Prin cine cheamă El oameni la mântuire? Că la început a venit El pe pământ și a spus, veniți! N-a trimis sângeri, n-a rămas El singur personal aici pe pământ să-i cheme pe oameni, ne-a trimis pe noi. Noi suntem glasul lui Dumnezeu, glasul lui Hristos care cheamă oameni la mântuire. Dacă suntem credincioși cu adevărat și dacă această adevăr a fost valabil în primul secol, când apostolii, ucenicii, evangeliștii, prorocii au dus Evanghelia în toată lumea cunoscută atunci, fără avioane, fără mașini, cu atât mai mult acum este posibil însă tu trebuie să începi să evangelizezi acolo unde ești. Vreau să vă întreb câți oameni ați adus la casa lui Dumnezeu în ultimul an, ca să asculte evanghelia dintre cunoscuții. Poate că n-au vrut. Câți ați chemat? Pe câți i-ați chemat? Am început să fim prea timizi, suntem prea rușinoși. Or, Pavel spunea mie, nu-mi e rușine de Evanghelia lui Iisus Hristos, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor. Mai întâi a iudeului, apoi a grecului. Două chemări. În al doilea rând, doi colaboratori. Ne întoarcem înapoi la Apocalipsa 22, același verset 17. Duhul și mireasa zic vino. Zic mai întâi să ne ferească Dumnezeu să încercăm să zicem vino fără Duhul. Că nu ne aude nimeni. Cel care dă amplificare, cel care dă rezonanță glasului nostru, este Duhul Sfânt. Amin. Și în al doilea rând, Duhul nu poate zice fără mireasă, pentru că noi suntem gura Duhului Sfânt care vorbește în lumea aceasta. Vedeți, orice entitate spirituală, când vine în lume, are nevoie de un trup pentru a se putea manifesta. Știți că în Geneza 6, când Dumnezeu a hotărât să nimicească Pământul, avusese loc teribilă contaminare genetică prin faptul că îngerii păzitori, care acum sunt în lanțuri, și-au părăsit vrednicia, și-au părăsit locuința, au coborât pe pământ, au posedat trupuri de bărbați și din ei s-a născut o generație de monștri pe care mitologia îi numește semizei, Biblia le spune oameni cu renume, uriași, dar pentru a face lucrul acesta, acei demoni foarte puternici au trebuit să se folosească de niște trupuri umane prin posedare. Altfel nu puteau să facă lucrul ăsta. Nu poate exista o relație între un trup spiritual și un trup fizic. Când Domnul Iisus Hristos a venit în lume, profeția zice, mi-ai pregătit un trup. Și în trupul acela Domnul Iisus Hristos a venit în lume, a avut nevoie de trupul acela să misioneze, să slujească, să lucreze, să cheme, să vindece, să predice și în cele din urmă să moară și să învie și să stea în trupul acela de slavă, la dreapta Tatălui, și să mijlocească pentru noi. Pentru ca să rămână pentru totdeauna 100% om și 100% Dumnezeu. 100% fiul omului și 100% fiul lui Dumnezeu. O calitate unică. Când a venit Duhul Sfânt, prezenta odată fratele Macoveiciuc lucrul acesta foarte frumos. Mi-a plăcut extraordinar de mult cum a pus el problema. Când a venit Duhul Sfânt, nu i s-a dat un trup ca Domnului. Iisus. N-a zis, și tu un trup. Și atunci, Duhul Sfânt cum să lucreze în lume? Trupurile noastre sunt trupurile în care lucrează Duhul Sfânt. De aceea trebuie să avem parte de botezul cu Duhul Sfânt. Când Duhul Sfânt își stabilește reședința în trupurile noastre, când noi devenim locuința Duhului Sfânt, și așa poate Duhul Sfânt să lucreze în lume. Dragii mei, să luăm în serios imperativul botezului cu Duhul Sfânt. Imperativul botezului cu Duhul Sfânt a fost pentru primii ucenici, să nu vă depărtați de Ierusalim până veți primi o putere. Apoi, în veți fi martori cine și de când a făcut din botezul cu Duhul Sfânt ceva opțional. Cine a îndrăznit? Cine a îndrăznit? Că promisiunea spune, făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr, Cine a îndrăznit să ne intimideze? Cine a îndrăznit să facă jocuri de cuvinte, să spună, dar ce, dacă nu vorbești în limbi, nu ești mântuit? Eu n-am să spun că nu ești mântuit dacă nu vorbești în limbi, dar dacă dai dovadă de neascultare, neascultarea te duce în iad. Soluția, fraților, nu este să schimbăm teologia. Soluția este să dăm cu genunchii de pământ și să venim la stăruință și să fim umpluți și botezați cu Duhul Sfânt. Soluția nu este să batem pe cineva pe umăr și să spunem a, e i păi, dar tu ești copilul neșmântuit că doar Duhul Sfânt a produs nașterea din nou. Dragii mei, vorbeam tinerilor despre lege cum oamenii răstălmăcesc scripturile spre pierzarea lor, sunt legaliști ăștia care ne spun cum să ne îmbrăcăm și cum să ne purtăm și fac tot felul de legi pentru noi. Oamenii nu știu despre ce vorbesc și îl citează pe Pavel, că trebuie să citeze din Biblie de undeva, ea din Pavel. Păi Pavel este campionul liberalismului, el ne salvează de legaliști. Și oamenii habar n-au despre ce vorbesc că de-aia mă supăr, nu, nu pentru că vorbesc, dar bă, înainte să vorbești, documentează-te, să știi despre ce vorbești. ce e lege. Sunt trei lucruri când vorbim de lege, legea rituală sau ceremonială, care vorbește despre tăierea împrejur, fele de animale, zilele noi, legile culinare și așa mai departe. În al doilea rând e legea morală și în al treilea rând este legea caritabilă. Doar legea rituală! Despre ea e vorba atunci când Pavel condamnă legaliștii, pentru că iudaizatorii, când s-au dus în bisericile formate între neamuri, nu s-au dus la ei să le spună, ce mă, legaliști? ăștia nu vă lasă să curviți, nu vă lasă să mințiți, nu vă lasă să furați? Asta le-au spus? Nu. Le-au spus, trebuie să vă tăiați prejur, trebuie să țineți sabatul, Trebuie să păziți lunile noi și sărbătorile. Asta trebuie să faceți. Și Pavel împotriva acestor lucruri a vorbit. Legea morală a năsprit o Cine ura era deja criminal. Cine poftea și se uita era deja imoral. Pentru că în har legea morală este înăsprită, îngustată, care este strântă. Legea caritabilă a întărit-o. Ei, ce înseamnă legaliști? Înseamnă să ne răzvrătim împotriva celor care ne îndeamnă la cumpătare, la decență, la o îmbrăcăminte demnă, la o purtare smerită și modestă, ăștia au devenit legaliști. Nimic nu-i despre asta. În America e o vorbă, dus and don't, a face și a nu face. Și spun, Predicatorii ăștia care toată ziua ne bat capul ce să facem și ce să nu facem. Păi dacă citiți toate paginile din epistolele lui Pavel, veți găsi ce să facem și ce să nu facem. Pavel e cel mai mare legalist după mintea lor. Niciodată Dumnezeu n-a spus că în har nu sunt porunci. Nu. Din potrivă. Tit, în tit, spune Pavel, căci harul lui Dumnezeu s-a arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. La fel se întâmplă și când vorbim despre mântuire. Că sunt întrebările astea, dar pot să fiu mântuit dacă așa sau dacă nu? Dar ce, dacă nu așa, nu sunt mântuit? le-am spus fraților la o altă biserică, o să descoperim până la urmă și cum să fim mântuiți fără să fim mântuiți. Fraților, când vorbim de mântuire, vorbim de trei lucruri. Vorbim de primirea mântuirii, păstrarea mântuirii și perpetuarea mântuirii. Primirea mântuirii este simplă. Dacă mărturisești cu gura, crezi în inimă, vei fi mântuit. Păstrarea mântuirii. Acolo e mai greu și în păstrarea mântuirii, prin neascultare, se poate fractura drumul tău către împărăția lui Dumnezeu. Prin păcat, prin faptul că întorci spatele lui Dumnezeu și spui, dar ce-mi trebuie mie asta? Dar ce-mi trebuie mie botezul? Dar ce ne trebuie nouă darul? Dar ce ne trebuie nouă asta? Să fim foarte atenți și mai ales Fiți cu antenele sus atunci când vine un predicator și toacă pe roadă. Dar sigur că roada e bună, fără roadă nu există nici măcar naștere din nou, nu? Dacă, nu? dacă nu e roada prezentă în viața ta, nici nu ești născut din nou. Dar ascultați, de ce toacă ei pe roadă? Ca să critique darurile. Dragii mei, darurile Duhului Sfânt nu s-au certat cu roada Duhului Sfânt. Sunt într-o relație foarte bună, se iubesc de minune. Nici nu vor să lucreze una fără alta. Când noi promovăm botezul cu Duhul Sfânt și darurile Duhului Sfânt, noi nu vorbim împotriva roadei Duhului Sfânt. De aceea, nici când vorbim despre roada Duhului Sfânt, să nu diminuăm importanța și să nu criticăm darurile Duhului Sfânt. Că dacă au avut apostolii nevoie de ele, cu atât mai mult noi. A venit vremea să ne întoarcem la imperativul botezului cu Duhul Sfânt și la doctrina biblică. Semnul inițial al botezului cu Duhul Sfânt este vorbirea în limbi. De ce? Pentru că Duhul Sfânt mărturisește despre noi mărturisirea noastră pentru primirea mântuirii e cu gura. Mărturisirea tatălui despre fiul a fost cu gura, un glas care s-a auzit. Și mărturisirea Duhului Sfânt despre noi, potrivit ecuației din Iacov, că dacă stăpânești limba, stăpânești tot trupul. Când Duhul Sfânt intră în noi și intră să stăpânească, să cărmuiască, că trebuie să umblăm prin Duhul, să umblăm cărmuiți de Duhul, îmi place? Deci spune cărmuiți, exact textul ce folosește Iacov în textul lui. Limba cărmuie, după cum la o corabie, cârma cărmuiește corabia. Cârma vieții noastre trebuie să fie Duhul Sfânt și cărma vieții e limba. Și prin controlul asupra limbii, Duhul Sfânt mărturisește și declară că stăpânește asupra trupului din creștet până în tălpi. Trebuie să ne întoarcem la doctrina adevărată, frați și surori, pentru că Duhul și Mireasa zic vino. Și vreau să vă spun că Duhul și Mireasa zic vino și Doamne Iisuse și numai prin Duhul Sfânt putem zice vino oamenilor din jur să-i chemăm la mântuire, că a trebuit să aștepte umplerea cu Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt, ca să înceapă să spună oamenilor veniți două chemări, doi colaboratori. În al treilea rând, două concepte despre care ni se vorbește în acest pasaj. Pomul vieții și apa vieții. Sursele de viață în acest pasaj sunt o apă și un pom. O întrebare la care nu trebuie neapărat să răspundeți, dar am să o pun, este cineva care a mâncat din pomul vieții? Nu. De când Adam și Eva au fost alungați din Eden, niciun om nu a mâncat din pomul vieții. Este crezul meu că atunci când spune aici că frunzele sunt folosite pentru vindecarea neamurilor, este vorba în timpul domniei de o mie de ani, când va fi prosperitate, pace, când oamenii vor trăi foarte mult, longevitate uimitoare. Când pământul va fi regenerat, frunzele pomului vieții vor fi farmacia lui Dumnezeu pentru vindecarea trupurilor oamenilor, a neamurilor. Dar din rodul pomului vieții încă n-am mâncat, dar vom mânca în veșnicie. Dar apa vieții, ați băut din ea? Da. Da, pentru că 17 versetul 17 spune cine vrea să ia apa vieții. Apa vieții este mântuirea sufletului, pomul vieții este învierea și mântuirea trupului. Pentru că de fapt există două mântuiri, două răscumpărări, două înfieri despre care ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu Roman capitolul 8. versetul 23. Și nu numai adică natura așteaptă. Dar și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm în fierea. Păi n-am fost înfiați. Adică răscumpărarea trupului nostru, căci în nădejde aceasta am fost mântuiți. Am fost mântuiți ca să fim mântuiți. Apa vieții reprezintă mântuirea sufletului. Ce am fost noi înainte de a ne pocăi? Am fost suflete moarte în trupuri muritoare. Când ne-am pocăit, am devenit suflete vii în trupuri tot muritoare. Când va veni Domnul și ne va învia, vom fi Sufletevi în trupuri de slavă. Atunci se completează mântuirea, răscumpărarea, înfierea noastră prin înviere. ăla e momentul proslăvirii noastre. Dacă noi îl proslăvim pe Domnul prin viața și chiar prin moartea noastră, El ne va proslăvi prin înviere. Pomul vieții este viața veșnică pentru trup apa vieții este viața veșnică pentru suflet. Și aici, în Apocalipsa 22, ni se stabilește următorul concept. Nu vei ajunge să mănânci din pomul vieții dacă mai întâi nu bei din apa vieții. Noi toți vrem tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte că până și în basmele românești au introdus conceptul acesta. Ăsta e pomul vieții. Nimeni care n-a băut din apa vieții nu va avea parte de pomul vieții. De asta spune în versetul 14, ferice de cei ce spală hainele, că atunci când te duci la apa vieții, te duci să te adapți și te duci să te speli, Ferice de cei ce spală ainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Noi toți am vrea să ajungem la pomul vieții. Medicina lucrează de zor. Doar dacă ar descoperi pastila magică să ne vindecăm de toate bol bolile și să nu mai murim. Eu vă propun o soluție sigură. Haideți la apa vieții și adăpați-vă din izvorul sfânt și veți avea parte de pomul vieții, de viața veșnică. Am vorbit despre două chemări, doi colaboratori, două concepte. În al patrulea rând găsim aici două condiții ale mântuirii. În versetul 17, ultima parte, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Fără plată. Aici este mai mult decât o oportunitate. Dom'le, veniți la apa vieții, că nu costă nimic, auzi. Nu. Când vii să iei apa vieții, n-ai voie să o plătești. Nu există cu plată. Apa vieții este fără plată. A plătit-o Hristos. Noi nu avem voie să ne buzunărim și să spunem cât costă. Pe tine nu te costă nimic. N-ai voie să te apropii de apa vieții crezând că te-ar costa ceva. Pentru că este o insultă la adresa Mântuitorului să poată crede cineva că își poate plăti mântuirea. Fără plată, nu e doar o oportunitate, e o condiție mântuitoare. Să recunoști că n-ai cu ce plăti să recunoști că n-ai ce-i da lui Dumnezeu. Să recunoști că ești neputincios, să recunoști că ești păcătos, să recunoști că ești pierdut și să spui, Doamne, ai milă de mine. Vă aduceți aminte de tălharul de pe cruce? Ce putea el să-i dea Domnului pe cruce? Nu putea să plătească cu nimic. Era țintuit ca și Domnul, era muribund, ca și Domnul, era condamnat, reputația la pământ, n-avea parte de mila nimănui și se uită spre Domnul Isus Hristos și spune, Doamne, aduți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și Domnul îi spune, astăzi vei fi cu mine în rai. Când capitulezi în fața harului divin, când capitulezi în fața chemării divine și spui, vreau apa aceasta, în momentul acela ai primi mântuirea. Pentru că e doar fără plată. Însă, sunt foarte mulți oameni care își freacă mâinile și spun, fără plată este totul am reproșat odată grupului de închinare de la noi, când făceam colecta în biserică, și acum avem strângerea darurilor de bunăvoie, dar în holul bisericii, să când la un prin biserică, ăștia s-au apucat să cânte mântuirea am primit fără nicio plată. Am zis, băi, e bună cântarea asta, e adevărată, dar cântați-o când trebuie, nu la colectă s-ar mai putea apuca unii să cânte Doamne, n-am aur nici pietre scumpe. Am mai facem colecta. Am trebuie să cântăm ceva despre dărnicie. Ascultați, mântuirea se primește fără plată. Prima condiție este fără plată. Dar a doua e după fapte. După fapte. Și auziți ce spune cuvântul Domnului în versetul 12. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Aici sunt două componente. Faptele bune sunt direct proporționale cu cantitatea și greutatea răsplătirii noastre veșnice. Funcție de faptele noastre vom fi răsplătiți. Dacă apar fapte rele, ne întoarcem la punctul zero. Pentru că dacă păcătuim cu voia, după ce am cunoscut adevărul, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, decât așteptarea înfricoșată a judecății lui Dumnezeu. Să fim atenți cu faptele. Pentru că mulți vorbesc împotriva faptelor. Prin credință, sigur că da, prin credință suntem mântuiți. Fără plată. Dar faptele dovedesc autenticitatea credinței noastre. Faptele măsoară greutatea veșnică de slavă a răsplătirii noastre. Și absența faptelor bune, neascultarea de Dumnezeu și faptele rele ne pot pune în pericol mântuirea. Nu ne jucăm cu faptele. Fără plată, dar după fapte. 5. Două categorii de oameni găsim în pasajul acesta. De fapt, toată lumea se împarte în două categorii din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Versetul 11. Cine este nedrept. Să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără Prihană, să trăiască și mai departe, fără Prihană, și cine este sfânt, să se sfințească și mai departe. Hai să ne uităm la aceste două categorii. Categoria asta sunt sfinții care se sfințesc. Îi punem mai sus, nu? Categoria asta sunt întinații care se întinează ăștia sunt sfinții și ăștia sunt întâinați. Sfinții se sfințesc, întinații se întinează. Aceste două categorii trebuie să fie din ce în ce mai diferite una de alta. Trebuie să vorbească din ce în ce mai diferit una de alta, pentru că ăștia sfințesc vorbirea și ăștia își întinează vorbirea trebuie să se îmbrace din ce în ce mai diferit, pentru că ăștia se smeresc din ce în ce mai mult, ăștia se mândresc și se fălesc și devin din ce în ce mai indecenți. Trebuie să facă din ce în ce mai multe fapte bune și ăștia din ce în ce mai puține fapte bune. Că Biblia spune că noi trebuie să fim cei din tăi în fapte bune, nu să ne ia lumea înainte. Vă rog frumos să-mi explicați, dacă așa stau lucrurile, dacă sfinții se sfințesc și întinații se întinează, de ce arătăm din ce în ce mai mult ca ei? De ce ne purtăm din ce în ce mai mult ca ei? De ce alergăm din ce în ce mai mult la același potop de desfrâu? Să mă iertați! În mod normal, lumea ar trebui să meargă la meci. Pocăiții ar trebui să meargă la rugăciune lumea se duce la concerte. Pocăiții vin la biserică. Lumea se uită la televizor. Pocăiții se roagă și citesc scripturile. De ce arătăm din ce în ce mai mult ca ei? Am auzit că recent un păstor din România, la sfârșitul serviciului, a încheiat serviciul divin spunând Hai Madrid! Probabil că s-a referit la o echipă de fotbal. Ia uitați aici. O insultă la adresa lui Dumnezeu. Urâciunea pustirii în locul preasfânt. Dacă mai e. Loc e, dar preasfânt nu știu dacă mai e. Sunt biserici în America unde atunci când e... Marea lor strachină, ca așa îi spun la meciul ăla mare al lor de la fotbalul american, îi spune super strachină, bolda este strachină, eu așa îi zic ca să o insult. În biserică se afișează scorul pe ecran, că poate că vin oamenii la biserică dacă măcar le dai scor pe ecran. Biserici în România unde s-au pus meciuri de fotbal în biserică să vină să aibă părtășie. Mai fraților, asta ai doare capul pe sfinți înainte de revenirea Domnului. Am auzit despre părinți din biserici care și-au copii și merg cu ei pe stadion ca să petreacă timp de calitate între oameni care înjură, urlă ca nebunii, că la biserică, dacă venim la stăruință, frate Grigore o să vină unii și o spună, frate, ne facem de râs, vede că strigăm, că ridicăm mâinile pe stadion și că e atmosferă când urlă ca nebunii. Dar în biserică, dacă strigăm și îl lăudăm pe Dumnezeu, ne-am pierdut mințile. Frații mei, știți din ce cauză arătăm din ce în ce mai mult ca ei? Pentru că nu sentinează lumea atât de repede cât o fugărim noi și o ajungem din urmă. Nunțile noastre au devenit platforme prin care cel rău își introduce imagini, pricini de păcătuire. Am spus odată, stau și mă uit la surori sfinte. Nu e când vine că îi se căsătorește fata sau băiatul, nu mai că e ziua ei de nuntă. Dintr-o dată baticul i se face clătită împletită, dintr-o dată a dispărut toate. frați și sorori, nu mai avem timp de de-astea. Nu mai avem timp de de-astea. Nu mai avem timp de de-astea. Ar trebui să ne concentrăm, vorbeați de Dobric. Ce crezi că eu nu știu ce se întâmpla la Dobric pe vremuri? Când frații se întâlneau în fiecare seară, veneau de la munca câmpului și stăruiau și se rugau că de-aia eu plin satul de pocăiți. Așa au trăit părinții și bunicii noștri. Pe genunchi! Mulți dintre ei nici n-au știut că există televizor sau radio sau lucruri de genul ăsta. Și dacă ar fi știut, n-au avut timp. Te duceai să-ți vorbească Dumnezeu, să făcea o radiografie la punct și virgulă. Pentru că într-un asemenea mediu se cultivă darurile spirituale. Știți din ce cauză noi țipăm după roada Duhului? Pentru că nu se vede. Credința din inimă nu se vede. Sunt două tipuri de farisei. Hai să vă spun și pe asta și pormă trec la punctul următor. Farisei din vremea Domnului Isus Hristos spuneau, uitați-vă la hainele noastre, uitați-vă la ciucurii noștri, uitați-vă la gulerașele noastre, uitați-vă Pac, 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 la donațiile noastre în visterie. Uitați-vă la rugăciunile noastre. Că se vedeau și se auzeau. Dar, fariseii de atunci spuneau, nu intrați înăuntru în noi. Și Domnul le spune, sunteți niște pereți văruiți, sunteți niște morminte văruite. Pentru că pe din afară arătați bine, dar înăuntru sunteți plini de necurății. Începând de la mintea voastră și faptele voastre ascunse. Ei voiau să arate ce se vede. Ca să scape și să nu ia nimeni la întrebări cu privire la ce nu se vede. Fariseii moderni sunt și ăștia fățarnici. Dar ăștia au o altă monedă. Ei spun, nu te uita la exteriorul meu, că nu contează, dar îți promit că înăuntru toate lucrurile stau bine. De unde ies vorbele rele? Din inimă pentru că din inimă vorbește, din prisosul inimii vorbește gura. De unde iese indecența? Din inimă! Ba, hai să facem o comparație între fariseul de ieri și fariseul de azi. La fariseul de ieri, pentru că arăta perfect pe din afară, tot mai era o șansă să mai fie ceva și pe dinăuntru. Era jumii jumătate, poate era, poate nu era. Că uite, a fost Nicodim, a fost Iosif din Arimatea, au fost oameni care s-a dovedit că au fost bine pe din afară, au fost și pe dinăuntru. Dar ăștia care nu ne arată nimic pe din afară, care sunt răi pe din afară, 100% nu-i nimic bun nici înăuntru. Să nu mai vină nimeni să spună are gură rea, dar are o inimă Dacă e rea gura, tot așa e și inima. Mi-a spus odată cineva: Nu-mi place de tine. Dar nu te urăsc. Păi Dacă nu mă urăști, de ce spui că nu-ți place de mine? Zice, dacă ai căteat-o într-o groapă să vezi că eu vin primul să țin tine mâna să te scot, zic, băi, tu să fii primul care îmi dai brânci în groapa aia. De-aia ajung în groapa aia. Frați și surori, a venit vremea să ne uităm serios la viața noastră și dacă vedem că lumea o ia într-o direcție, noi să fugim în sens invers. Și să arătăm din ce în ce mai diferit între noi și lume să fie o prăpastie din ce în ce mai mare. Am vorbit despre două chemări, doi colaboratori, două concepte, două condiții, două categorii, în al șaselea rând, două contabilități. Trebuie să aveți cont în bancă, în Occident nu prea mai umblă nimeni cu bani, gheață. Ce vă place la contul din bancă, plus sau minus? Plus, așa-i? Minus te ia durerea de, din capul pieptului dacă vezi vreodată minus. Vreau să vă spun că în contabilitatea împărăției lui Dumnezeu și a cuvântului lui Dumnezeu nu avem voie nici cu plus, nici cu minus pentru că credința dată Sfinților odată pentru totdeauna nu poate fi amendată, nu poate fi modificată, nu poate fi tăiat din ea și nu trebuie adăugat la ea. Ascultați! Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii. Ei va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Îmi permit să declar pe șleau, și dacă se supără pe mine să se pocăiască, bisericile clasice, catolică, ortodoxă, sunt în flagrant delit când este vorba de acest pasaj, pentru că au adăugat ceea ce nu este în Scriptură. Și eu îi rog frumos să-și revizuiască platformele, doctrinele, principiile și să scoată afară din ele tot ceea ce nu este în Biblie, pentru că e adăugat de oameni din păgânism și din tradiții și legi și obiceiuri omenești păgâne. Ei au păcatul ăsta. Știți care e păcatul nostru? Păcatul nostru este că am început să tăiem și mă rog din toată inima bisericile evanghelice, bisericile credincioșilor nou născuți, noi, noi născuți din cuvânt, care au experimentat nașterea din nou, să nu mai ciopărțească și să nu mai taie din Evanghelie. Să o lăsăm întreagă așa cum a lăsat-o Domnul Isus Hristos. Pentru că Domnul Isus Hristos a spus, duceți-vă, faceți ucenici din toate neamurile și învățați să păzească tot ce v-am poruncit. Dragostea de Domnul Isus Hristos stă în păzirea poruncilor sale. Și, în fine, în al șaptelea rând, și ultimul, sunt două compartimente în pasajul acesta. Înăuntru și afară. Ascultați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. versetul 3, nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo, scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea, în cetate, înăuntru. Și apoi, versetul 14, ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate, înăuntru. Versetul 15, afară sunt Căinii vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Dragii mei, în eternitate sunt două compartimente. Compartimentul dragostei și compartimentul dreptății lui Dumnezeu. În compartimentul iubirii divine intră oamenii care l-au iubit pe Dumnezeu, care l-au ascultat, care au crezut, care s-au pocăit, și care au trăit o viață de credință nealterată și neîntreruptă, până la ultima suflare. În compartimentul dreptății lui Dumnezeu intră oamenii care au refuzat oferta de mântuire, care au disprețuit mântuirea, cum vom scăpa noi oare dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care au întors spatele lui Dumnezeu, care i-au spus că nu le pasă de el și care i-au spus că nu vor să știe de el. Și Dumnezeu le respectă dorința o eternitate întreagă. Mă rog din toată inima, fiecare dintre noi, cei care suntem aici, să ajungem înăuntru. Și nimeni să nu rămână afară. Afară e rău de tot. Afară e plânsul și scrâșnirea dinților. Afară este chinul veșnic. Afară este focul veșnic. Afară e diavolul, afară e fiara, afară e prorocul mincinos, afară e moartea veșnică, pentru că atunci când vorbim de înviere și toți oamenii vor reveni la existență, vor fi, existența nu se termină niciodată, noi nu vă promitem eternitatea că odată ce ai primit ființă, odată ce ești un suflet, nu intri în neființă, nu ajungi să nu mai existi. Prin mântuire Dumnezeu ne promite viața veșnică și e vorba de întâia înviere. Ceilalți oameni care vor ajunge în iad vor avea parte, spune Biblia, de moartea a doua. Pentru că afară este moartea și locuința morților în iad. Doamne, ajută-ne să ajungem înăuntru. Dar pentru asta, până un alta, împreună cu Duhul, să zicem vino pe verticală, vino pe orizontală. Și doar când o zicem pe, pe orizontală, să avem curaj să o zicem și pe verticală. Să o zicem numai cu Duhul și prin Duhul. Să cerem Duhul, să lăsăm Duhul, să stăpânească în viețile noastre, să ne umple Duhul Sfânt, să avem prezența persoanei și plinătatea puterii să bem din apa lui Dumnezeu și să ne spălăm permanent hainele, pentru ca să avem parte la pomul vieții. Amen. Am venit fără plată și ne-a fost dată în dar mântuirea. Acum să strângem fapte bune, pentru ca să rămânem în Domnul și să avem parte de o răsplătire bogată. Să fim din ce în ce mai diferiți de lume. Pe cât se strică lumea, noi să ne sfințim. Pe cât lumea merge în desfrâu, noi să mergem într-o stare de apropiere din ce în ce mai mult de Dumnezeu. Să luăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum este, nici să ne adăugăm, nici să nu scoatem din el. Și vom avea parte să intrăm în cetate și să nu rămânem pe din afară. Amin.